Absolvenții claselor a 12 au susținut astăzi prima probă scrisă din cadrul bacalaureatului. Este vorba de cea la limba și literatura română. După 3 ore de examen, unii au ieșit mulțumiți din săli, în schimb alții au fost dezamăgiți. Nu se așteptau ca subiectul numărul 3 să cuprindă o operă a lui Eminescu. În jurul 8:30, peste 550 de elevi din promoția aceasta sau din cele anterioare s-au prezentat la cele două centre de bacalaureat din Făgăraș. Emoțiile au fost mari în rândul elevilor, dar și în rândul familiei, care a ținut să fie aproape de copii la acest examen important din viața lor. Iar cele 3 ore de așteptare au trecut destul de greu pentru părinți. O termina liceul de teologie și sperând din tot sufletul să ia și să se facă preot, să reușească la Sibiu. Acum Dumnezeu ajută că sunt în domeniu. De unde avem încredere, noi suntem din Făgăraș. De cât timp stați aici? Cam de un ceas. Emoții aveți? Avem emoții, am venit pe jos, am luat un băiat să dea Dumnezeu să-l facem popă, să-i ajute Dumnezeu și la toți copiii. Emoții pentru absolvenții de clasa 12 au avut și dascălilor. Subiectul, cei care au ieșit au zis că a fost acceptabil. Și sperăm să ia și note pe măsură. Sunt un pic serios, nu așa, la suprafață. Trebuie văzut un pic să vedem dacă corespunde. Că ați văzut ce s-a întâmplat la capacitate și de chestia asta. A fost învățătoare, da. În jurul orei 11:30 au început să iasă primii elevi. A fost destul de greu. A picat la subiectul 3 Mihai Eminescu, Luceafărul. A fost destul de greu, acum să sperăm că e totul bine și că luăm o notă mare. Puțin cam greu la ultima parte, dar în rest a mers, nu a fost așa de greu. Peste 7, măcar atât. Dar acum să vedem duminică. Vă așteptați la Eminescu? Nimeni nu s-a așteptat, ne-am așteptat la Ion, dar orice altceva, dar nu poezie. Plumber a mai de așteptat, dar Eminescu nu. Tot așa, partea a treia a fost foarte grea. Mă așteptai la Eminescu? Nu, mă așteptam la un bas ceva. Nu știu. Ceva mai ușor, mai acceptabil. Ce dată spuneți? E, cum să zic, în dubii, nu știu, un 7 așa. Dacă această primă probă a trecut cu bine pentru mulți dintre absolvenți, emoțiile examenelor sunt abia la început pentru că miercuri urmează proba obligatorie a profilului.